Doza de motivație prezintă cele trei metode care îți vor îmbunătăți viața. Metoda celor 5 de ce. Sakishi Toyoda, fondatorul companiei Toyota, folosea tot timpul metoda celor 5 de ce. A folosit această metodă în toate situațiile care îl preocupau și întotdeauna a funcționat pentru el. Să analizăm această metodă printr-un exemplu simplu. Să spunem că vă doriți un telefon nou, deși nu aveți nicio problemă cu cel vechi. Puneți-vă întrebarea, de ce îmi doresc acest telefon? Acesta este primul de ce. Răspunsul, pentru că toată lumea are deja acest model nou, iar eu îmi doresc să mă potrivesc cu cei din jurul meu. Bine, atunci al doilea de ce. De ce îți dorești să te potrivești cu cei din jurul tău? Iar răspunsul este, pentru că nu vreau să fiu considerat un ratat, ci doresc să mi se dea importanță. Al treilea de ce? De ce vrei să ți se dea importanță? Și răspunsul este, deoarece mă simt rău și sunt nesigur pe mine atunci când nu mi se dă importanță. Al patrulea de ce? De ce te simți rău și ești nesigur pe tine? Răspuns, pentru că nu reușesc în viață și bat mereu pasul pe loc. Al cincilea de ce? De ce nu te poți realiza în viață? Iar răspunsul este, pentru că fac ceea ce nu-mi place, iar locul meu de muncă a devenit o corvoadă pentru mine. Și acum spuneți-mi, ce legătură are acest lucru cu noul model de telefon? Sakishi Toyoda a învățat că în răspunsul al cincilea de ce se află cauza principală, care la prima vedere nu este sesizabilă. Al cincilea pentru că scoate la suprafață ceea ce este ascuns. Este un mod foarte eficient de a verifica ceea ce ascunzi cu adevărat. Ceea ce ți este teamă să recunoști chiar și față de tine însuți. Ceea ce îți dorești cu adevărat și ceea ce este de fapt doar un simplu moft. Oamenii în general sunt atenți la simptomele problemei și nu la rădăcina acesteia. Atunci când se simt goi sufletește, își cumpără lucruri scumpe și inutile pentru a surprinde persoanele pe care, de fapt, nici nu le agrează. Atunci când oamenii au probleme cu banii, își iau credite. Când sunt obosiți, merg la un bar pentru a-și distrage atenția, iar vindecarea simptomelor este de scurtă durată și vor trebui să crească doza de fiecare dată. Aceasta este o capcană în care oamenii rămân nefericiți pentru tot restul vieții lor, pe când tot ce trebuie să faci este să te uiți în interiorul tău. Trebuie tratată rădăcina problemei. Metoda celor 5 degete. Metoda celor 5 degete propusă de Lothar Seiwert este o tehnică simplă, dar eficientă de autodezvoltare. Este o mnemotehnică elementară, în care fiecărui deget al mâinii îi este asociat unul dintre parametrii monitorizați ai calității realizării obiectivelor și poate fi utilizată pentru controlul intermediar al implementării sarcinilor individuale în timpul zilei. Este suficient să vă uitați la palma mâinii drepte și, pornind de la prima literă a numelui fiecărui deget, să vă amintiți parametrii pe baza cărora se efectuează controlul. Degetul mic, mentalitate, cunoștințe, informație. Care sunt lucrurile noi pe care le-am învățat astăzi? Cunoștințele dobândite astăzi au contribuit la evoluția mentalității mele? În ce măsură a crescut competența și profesionalismul meu? Inelarul, iubirea aproapelui, interacțiune, sprijin. Cu ce i-am ajutat astăzi pe cei din jur? Ce am oferit acestei lumi? Am cunoscut oameni noi? Relația cu aproapele meu s-a îmbunătățit? Degetul mijlociu, motivație, stare de spirit. Care a fost starea mea de spirit predominantă astăzi? Care au fost elementele care au contribuit la crearea emoțiilor pozitive și a unui nivel ridicat de motivație? Arătătorul, atingerea obiectivelor. Cât de aproape am fost astăzi de obiectivul meu? Ce am realizat? Degetul mare, mișcare, sănătatea fizică. Ce am făcut astăzi pentru sănătatea mea? Pentru menținerea condiției fizice? Ce anume m-a făcut să mă relaxez și să-mi restabilesc puterile? Care sunt deciziile luate de mine astăzi care au contribuit la dezvoltarea unui stil de viață sănătos? Această metodă compactă și la îndemână vă permite să vă concentrați și să verificați cum a decurs întreaga zi. Analizați rezultatele zilei, monitorizați-vă progresul către obiectivele voastre și astfel le veți atinge cu siguranță. Metoda celor 5 ore. Cunoașterea este noul aur al secolului 21,
Dezvoltarea tehnologiei a depășit cu mult vechile metode de învățare. Devine dificil să fii mereu cu un pas înainte, mai ales în ziua de astăzi, când concurența devine din ce în ce mai acerbă în fiecare minut. Există însă o singură soluție, autoeducația. Trebuie să continuați să învățați și să căutați modalități de îmbunătățire a abilităților, nu numai în domeniul vostru de studiu, ci și în afara acestuia. Integrarea interdisciplinară este o altă tendință din lumea modernă care duce adesea la rezultate uimitoare. Și nu este vorba doar de cerințele epocii moderne. Toți marii oameni întotdeauna s-au autoeducat. Dintre 200 de milionari intervievați, 67% nu se uită la televizor, 86% citesc cărți în fiecare zi și 63% ascultă cărți audio. Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Elon Musk, Warren Buffett, David Rubenstein, toți acești oameni sunt cunoscuți nu numai pentru că au creat companii mari, ci și pentru timpul pe care îl dedică autoeducației. Ce este metoda celor 5 ore? Metoda celor 5 ore este un sistem de autoeducație constantă, ceea ce înseamnă că trebuie să dedicați cel puțin 5 ore pe săptămână studiului, reflecției și experimentării. În varianta clasică, acest lucru înseamnă că în fiecare zi de lucru trebuie să petreceți o oră autoeducându-vă. Acesta a fost modul în care a acționat marele politician american Benjamin Franklin. Având în vedere că sunt 112 ore de lucru într-o săptămână, 8 ore pentru somn, acest lucru reprezintă doar 4,4% din timp. Gândiți-vă că alocăm la fel de mult timp și pentru mâncare. Așadar, 5 ore pe săptămână pentru dezvoltarea creierului este un minim necesar și este la fel de important precum menținerea obligatorie a igienei corporale. 3 chei către autoeducație. Lectura. După cum am menționat deja, lectura a jucat un rol imens în viața multor oameni de succes. Acum sarcina voastră este să vă dezvoltați obiceiul de a citi în fiecare zi. Faceți o listă cu acele cărți care vă vor ajuta să vă dezvoltați în domeniul vostru și alocați-le cel puțin 20 de minute pe zi. Nu este greu, chiar și în cel mai încărcat program. Astăzi, datorită cărților electronice, puteți citi oriunde și în orice moment. Creați-vă un carnețel și notați-vă scurte însemnări, gânduri interesante, întrebările, observațiile și ideile personale. Acestea vă vor fi de mare ajutor în următoarea etapă a autoeducației. Reflecția. Este important să rețineți și să analizați toate informațiile primite în etapa anterioară. Consultați notițele pe care le-ați luat în timpul lecturii și reflectați asupra lor. Căutați informații suplimentare dacă există puncte neclare. Și, cel mai important, răspundeți la întrebarea: cum anume pot aplica aceste cunoștințe în viața mea? Acesta este un moment important, deoarece va determina dacă veți obține beneficii practice reale din lectură. Experimentarea. Unul dintre secretele succesului companiei Google este faptul că aplică principiul 20% din timp. Acest principiu impune angajații să dedice 20% din timpul de lucru pentru a experimenta și a-și realiza ideile. Așa a apărut, de exemplu, cel mai mare serviciu de e-mail din lume, Gmail. La fel ca lectura și reflecția, experimentarea este una dintre cele mai importante modalități de a cunoaște mediul înconjurător. Ca urmare a experimentelor, suplimentați cunoștințele teoretice cu ceva real, care poate fi dovedit în practică. Consultați-vă ideile pe care le-ați avut în timpul lecturii și analizei și gândiți-vă cum le puteți pune în practică. Metoda celor 5 ore este un standard minim pe care ar trebui să-l stabiliți pentru autoeducație. Desigur, doar dacă vă doriți să faceți progrese reale. Nu îi poți lipi aripi unei omizi și să o faci să zboare ca un fluture. Procesul schimbării acesteia trebuie să pornească din interior spre exterior și nu invers. În fiecare zi, stimulați-vă mintea și corpul pentru a deveni cea mai bună versiune a voastră.